Pentru ce ai venit azi aici? Ca să văd ce este aici. Și ce știi tu că este aici? Nu știu prea mult. Dar ce ai aflat tu despre apă? Că este curgătoare și ea se face curată în timp ce merge. Aici se epurează apa. Adică? Adică se curăță și se bea. Nu prea știu cum ajunge apa la robinete la ei, dar azi, în prima zi a unei săptămâni altfel, au venit la stația de tratare de pe Jieț, una dintre cele mai moderne de la noi din Valea Jiului. Sunt copii de la școala gimnazială numărul 7, care au ajuns pentru prima dată într-un astfel de loc. Aici au văzut întreg procesul pe care angajații APASERV l-au explicat pe înțelesul tuturor. Noi suntem obișnuiți deja cu vizitele lor, pentru că ei sunt foarte curioși să vadă cum ajunge apa la ei la robinet și i-am dus în captare ca să vadă de unde vine apa. După aceea, tot fluxul tehnologic, însemnând decantor, stație de filtre și ultima dată la laboratorul de fizico-chimice să vadă cum se controlează calitatea apei. Copiii sunt foarte receptivi, pun întrebări, au mai aflat de la colegii lor care au mai fost și unii dintre ei de aici n-au fost și erau tare curioși să vadă și ei. Fiecare a primit o diplomă de participare și ca să imortalizeze acest moment, au și filmat cu telefoanele mobile. Sunt copii care pentru prima dată în viața lor au aflat că apa de la robinetele lor este tratată înainte ca ei să bea și nici de cum nu vine din munte, direct în locuințele lor. Tot aici au aflat și cum o pot economisi și cum pot fi de folos naturii.